Așa cum am și echipei, am avut început de an cu meciuri foarte grele. Două le-am trecut foarte bine, am câștigat. Am arătat că suntem în formă, suntem pe un drum bun. Vine al treilea meci cu un adversar la fel de puternic, la fel de tehnic, de tehnică viteză în regim de viteză, unde trebuie să participăm la ambele faze, unde trebuie să dăm tot ce avem noi mai bun, unde trebuie să fim convinși de ce facem, unde trebuie să credem în ce facem și să avem curaj. E clar că genul acesta de meciuri trebuie să te duci cu mentalitatea de a încerca să marchezi. Deci, practic, va fi un meci iară, cum au fost toate meciurile între noi și ei, meciuri în care, dar nu numai cu ei, cu toate echipele bune, noi tot timpul am ieșit la joc și am încercat să avem personalitate și să ne impunem și să încercăm să câștigăm. Cu ideea aceasta mergem să construim succesul nostru la București, dacă și sperăm să-l obținem. Conștienți că întâlnim un adversar foarte, foarte bun, capabil să joace un fotbal foarte bun, să marcheze, un adversar care a demonstrat până în momentul de față că e într-o formă foarte bună și sperăm că, cum și noi suntem în formă, să iasă un meci foarte bun și noi să fim cei care o să câștigăm acest meci. În rest, problemele celelalte sunt la fel, nimic, nicio noutate, Sârbu continuă refacerea, Băluță la fel, în rest toți sunt cu noi. Întrebări, vă rog. Mister, și FCSB și FAB, așa cum a spus, vin după un început perfect de campionat. E un adevărat derby între lideri și campioane, nu? Nu suntem, noi nu facem farul, cel puțin cred eu că în momentul de față nu suntem o echipă de un club de tradiție care are mulți ani și când spui 100 de ani e de ajuns. Da, ținând cont de ultimii ce s-a întâmplat în ultimii ani, în ultimul an mai ales și în ultimii 2 ani, cred că putem vorbi de acest lucru, dar nu, respectăm, suntem încă departe față de cluburile care au tradiție foarte mare în aceea de a câștiga, de a fi câștigători. Tot ce s-a făcut înainte, e greu să câștigi imediat acest respect, dar nu. Eu știu că întâlnim o echipă foarte bună și vrem să fim noi, totdeauna să încercăm să fim noi și să putem să ne impunem. Cel mai frumos cadou ar fi o victorie? Mie nu-mi plac cadourile. Puneți altă întrebare, asta lu altcineva, dar nu mie. Mie nu-mi plac cadourile, eu n-am cadou, eu știu că totul se obține în viață prin muncă. Vom merge, vom munci foarte bine și o să facem, deci nu, cum să zic, restul, mie îmi place să muncesc și să fac cât mai bine. Am trecut la sfârșitul lui ianuarie, trăiați în bucurie imensă pe Arena Națională, acel 3-3 cu două goluri. Și dau și meciuri frumoase totdeauna și cred eu că așa va fi, pentru că ei vor să câștige, noi vrem să câștigăm. Va fi un meci deschis, pentru că deschis cât se poate, pentru că va exista, cred că din punct de vedere tactic, vor și noi și ei. Sperăm ca să fim mai reactivi ca ei și mai rapizi ca ei în tot ce facem. Cât de mult va conta absența lui Olaru Capitanul de la FCSB, chiar dacă au un loc lung? Dacă mă întreb și pe mine de jucătorii care îmi lipsesc nouă. Scuză-mă, și nouă ne lipsesc jucători, așa că e aceeași lucru. Și nouă ne lipsește cel mai bun mijlocaș care a ieșit anul trecut. Și voi nu pomeniți, vă că niciodată nicio întrebare sau e ceva comun sau e normal, vi se pare vă? Ok, dacă voi credeți că Băluță se înlocuiește ușor, Artean se înlocuiește ușor, Nedelcu, care nu e titular, 3 jucători care anul trecut au fost baza și ei nu joacă la mijloc, scuzați-mă, am trecut noi, am ieșit campion și mie îmi lipsesc jucătorii, dar eu nu zic nimica. Și voi împomeniți, îmi dați ce lipsește. Ce mă interesează pe mine, cine lipsește. Mai ales când vorbim de aceste cluburi care nu e unul, e celălalt, că au un lot foarte bun.
un lot foarte bun, un lot care oricine poate să înlocuiască. Îl lipsește orarul, l-a luat pe Baba Al-Hasan, care e jucător, e de divizia care a demonstrat care e foarte bun, mai au nu știu care, deci practic ei au de cu ce să înlocuiască, nu e o problemă. Deci o echipă nu stă într-un jucător, așa cel puțin cred eu, dovadă că și la noi s-a dovedit că nu stă într-un jucător, au plecat jucătorii și noi încă mai producem ceva rezultate. Apropo de Boluță, ne-am zis că la începutul anului că era cu echipa, dar nu era gata. Nu e gata, nu e, încă nu e și vom vedea ce va fi, nu știm încă unde va fi, ce va fi, ce, când va fi, o să vă comunicăm. Între două echipe care au din plin, adică așa talent, unde se poate lupta echipa? Da, care va fi mai iute? Atât în mentala, cât atât tehnic, atât tactic, cât și fizic. Sunt componentele importante în care mai ales genul acesta de meciuri și așa într-un cuvânt care va fi mai reactiv și sper ca noi să fim mai reactivi decât ei, atât defensiv cât și ofensiv să fim mult mai reactivi decât ei, mai bun, mai rapid, mai iuți în tot ce facem. Clar că va fi acest lucru. Sperăm și colectiv să jucăm mai bine ca ei. Meciul cu FCSB e cel mai important acum și să luați cele 3 puncte. Dar totuși vă gândiți după meci și la ziua dumneavoastră, acum veți celebra un fel, vă doriți ceva de ziua dumneavoastră? Nimic. Sănătos, sunt bine, muncesc, fac ce-mi place, deocamdată cât să vedem și eu ca Klopp, cum a făcut Klopp, să vedem și eu, că și eu am vreo 14 ani de cât tot muncesc, vom vedea. Nimic, nimic, absolut nimic. Restul e muncă și vom vedea. Odată vine victoria, odată, da, sper să fiu fericit și după meci să fiu fericit și echipa să facem împreună un joc foarte bun. Asta e realitatea, acolo e, deci munca lor, au făcut-o foarte bine. Tot ce au făcut până acum au arătat că au o echipă foarte bună și tot ce fac sunt inspirați în tot ce fac. Noi mergem acolo să ne gândim ce trebuie să facem noi, e doar un meci. Din punctul meu de vedere e doar un meci, 3 puncte și nimic altceva. Și restul, există celelalte meciuri și în față există multe provocări. Dar pentru mine e doar un meci, 3 puncte și atât. Tot ce îmi puneți, toate întrebările mi le puneți pentru victorie. Să dea Domnul să vină și vom vedea. Deci, dar suntem conștienți că întâlnim o echipă foarte, foarte bună și în formă și trebuie să facem lucruri importante să nu-i lăsăm să gândească prea mult, să avem capacitatea asta, pentru că sunt jucători și ca echipă și jucători valoroși. Mister, vă rog, pierdut din echipa de bază, să spunem, din sezonul trecut, aproape jumătate dintre jucători. Mulți au spus că o să aibă probleme cu intrarea play-off și astăzi sunt la 3 puncte de locul 2, la de podium. Care asta e o întrebare bună, care mă așteptam să mi-o spuneți, dar da, e o întrebare bună. Da, am pierdut jucători, dar noi ăștia suntem. Farul deocamdată, chiar dacă pe bancă e subsemnatul, chiar dacă e acționar, chiar dacă e realitate, v-am spus-o, deci nu, noi ăștia suntem încă formatori, încă trăim din a vinde jucători, nu că nu numai noi vindem, toată lumea vinde, în toată lumea, deci se vinde, dar avem nevoie de lucrul ăsta, deocamdată ca să cât de cât să menținem un anumit standard la nivelul ca să poți să te lupți acolo sus cât de cât, chiar dacă avem o limită salarială foarte clară, că așa aș putea și eu să cresc salariile foarte mult, dar încă am rămas la limita salarială aceea de 7, maxim 8.000, nu știu dacă am dat la vreunul, 7.000, deci încă rămânem la acest lucru. Noi trebuie să, da, trebuie să facem lucrul ăsta, nu avem ce face, pentru că pentru a face un buget, ai nevoie de bani. Când bugetul trebuie să-l îndeplinești, mai ales când la începutul anului, că noi acum, cel puțin eu, în momentul de față, în luna care e, februarie,
trebuie să aprob bugetul pentru la anul. Martie, în lunile acestea, clar că o să avem o discuție legată și de aspectul ce va fi de la anul încolo. Și clar că o să am o ședință cu conducătorii care, clubului care sunt și vedem ce discuție o să luăm la anul. Pentru că noi trebuie să știm unde mergem, trebuie să știm cum vom arăta la anul. Pentru că știm că avem un deficit de buget, că lucrăm cu un deficit de buget care Hagi îl semnează sau la probă. Și el trebuie să-l facem, dacă nu. Dar până acum nu ne plângem, am făcut o muncă extraordinară împreună cu toții, pentru că avem toți care suntem la club, care muncim atât la echipa mare și la academie, facem lucruri foarte bune și clubul nostru, din punctul acesta de vedere, stă foarte bine, nu avem probleme și sperăm ca în continuare să producem performanțe, pentru că noi, în afară că vindem, să nu uitați, am produs performanță. Noi vindem jucători, producem jucători, scoatem jucători, dar am ieșit campioni. Noi am produs și performanță, pentru că practic înseamnă că facem o muncă foarte bună și sperăm să continuăm pe această linie, deoarece cred eu că clubul în această perioadă trece și printr-o dezvoltare destul de importantă și la academie, unde mărim puțin academia, terenurile toate, clădirea, deci în 2-3 luni o să ne mutăm înăuntru. O să vedeți și s-a construit acolo ceva modern, foarte de nivel foarte mare și clar că avem nevoie de susținere, așa cum am spus-o. De aceea acționarul majoritar caută și își dorește să vină, să aibă parteneri, să vină Farul, să vină oamenii cu bani, să vină să investească în Farul, pentru că fotbalul are nevoie de bani. Iar dacă noi nu avem în spate pe nimeni, atunci trebuie să avem oamenii cu bani, să vină să investească în acest club, să creadă în acest club, așa cum a crezut Hagi sau Rivaldo. A crezut mai repede în un străin, a crezut în acest club, decât mulți oameni care cred eu că au foarte mulți bani, au făcut bani în România, au foarte mulți bani și că cred eu că Farul e una din, sau poate cea mai bună echipă care poate fi cea mai rentabilă, pentru că nu are datorii, nu are nimic. A produs performanțe și poate să facă și un oraș foarte bun. Va veni și stadionul ușor, ușor și va deveni un club foarte interesant pentru cei care au bani, pentru că chiar și ei care investesc în Farul și care va crede, cu siguranță că el investește și vrea să facă un business. Și Farul e construit așa, a arătat că în ultimii 6 ani suntem cel mai bun club la federație, arătăm cel mai bine și cred eu că cu lucrurile foarte clare. De acum încolo că Farul o să trebuiască să facă lucrul ăsta, prioritatea mea e să ajungă să acești acționari să vină, pentru că eu cât am putut, am făcut. Mai mult de atât, încă o dată vă repet, nu se va întâmpla mai mult de atât. Să nu credeți că Farul în condițiile acestea poate să meargă în Europa și să rupă nu știu ce, că eu jucătorul cel mai bun, că e tânăr, că e nu știu ce, imediat trebuie să-l dau și să găsesc altul, dar nu merge. Îmi trebuie 6 luni, un an să-l formez, să-l aduc. Așa că n-am cum să clădesc mai mult de atâta. Cum am spus eu, sunt la mine cum meșterul Manole, tot ce construiesc în 6 luni într-un an, la anul o iau de la capăt. De la zero cade tot și o iau de la zero. Iar asta înseamnă că nu pot să progresez. N-am cum să progresez mai mult de ce am făcut. Am făcut cât am făcut, nu știu dacă e imposibil, nu știu dacă, cum se spune în România, am făcut minunea, nu știu dacă e, eu nu pronunț așa ceva, pentru că totul a fost gândit. Totul a fost gândit, totul a fost planificat, dar de acum încolo, dacă vrea Farul și comunitatea și Dobrogea dorește ceva, mai mult de atâta, trebuie să se schimbe în planul cel de sus, acolo trebuie să schimbăm lucrurile, trebuie să fie altceva. Eu mai mult de atât nu pot să fac, eu mai mult de 10% nu o să rămân, pentru că așa cred eu, e credința mea și în viața am făcut tot ce cred eu și fac bine pentru Farul și pentru tot ce înseamnă Farul și Constanța și Dobrogea, fac tot ce e bine pentru club, ca să fie foarte bine, să meargă lucrurile foarte bine, pentru că de aceea și ați văzut, cred că ați fost la stadion și scrie acolo undeva, într-un loc scrie Farul Forever.
Cred eu că de aceea am făcut, de aceea am zis lucrul ăla. E clubul care m-a format, am crescut, m-am întors acasă, am făcut ce trebuie, așa cred eu, am făcut ce trebuie, am investit, am făcut o academie care sper să-mi poarte numele, centru de copii și juniori să poarte numele, pentru că Farul a dat pe cel mai bun jucător, cum se spune, și mi-am făcut datoria să vin înapoi să investesc în centru de copii și juniori. Eu personal, la nivel foarte mare, în viitor și peste an, nu pot să țin clubul, n-am cum să țin, așa cum au declarat toți antrenorii mari și toți oamenii care au făcut fotbal și care banii sunt în altă parte. Banii foarte mulți, iar fotbalul are nevoie de bani foarte mulți, de oameni bogați, oameni care pot susține la nivel foarte mare, dacă vreți să ajungeți în Europa, dacă vrem să ajungem să ieșim în Europa, ne trebuie investitori foarte mari, bogați, care să vină să cumpere cluburile și să intrăm în Europa. Dacă nu, nu cred că vom mai intra în Europa, nu câte încă putem să aspirăm cu bugete de 10 milioane sau de 12, de 15, de 14, de cum avem noi, de 7, de 6, de 6, de 7.000 salariu și să vrei să te duci să faci furori în Europa, doar că îi băhagi pe bancă. Da, și cu copii de 17 ani, de 15 ani, de 16 ani, sau să promovăm cât mai mulți. Nu. Asta e realitatea fotbalului românesc. Eu vă zic, cum îmi place să o zic din când în când, România în momentul de față are nevoie de să investești în centrele de copii și juniori, unde noi stăm, suntem numărul unu pentru că avem cea mai bună infrastructură la centru de copii și juniori, cea mai bună bază sportivă, cea mai frumoasă și cea mai nouă în ultimii 30 de ani. Oare Far, care e alu Far. Avem lucrul ăsta, avem centru de copii care suntem cele mai multe titluri în ultimii, cred că dacă și în istorie, cred că avem cele mai multe titluri câștigate, vreo 30 câștigate de campioni. Deci am produs cei mai mulți jucători în ultimii ani, Farul a produs cei mai mulți jucători în ultimii ani care sunt în grenajul a tot ce înseamnă elită în România, loturi naționale. Că elita înseamnă loturile naționale, deci sunt acolo. 2, 3, 5, 20 în circuit sunt, tot timpul sunt acolo, la toate categoriile de vârstă, inclusiv am ajuns acum și la echipa absolută, la națională absolută, la cei mari, și acolo să avem un circuit foarte mulți jucători care depinde de moment, sunt acolo, nu sunt, și sunt în angrenajul echipei naționale. Deci noi ne-am făcut datoria foarte, foarte bine cu Vârși Cundesat la Constanța. Ce trebuie să facă Farul, și Hagi o zice că clar că eu vă spun și sunt corect și vă zic cinstit, mai mult de atât nu pot să fac, e nevoie de acest lucru. Nu se întâmplă, e clar că într-o bună zi nu o să stau toată ziua să muncesc, am muncit 14 ani, doar acum în ultimii 2 ani am luat bonusuri, dar am muncit 14 ani pe gratis, deci gratis, fără să, sau pe 500 de euro, 500 de euro salariu. Asta nu o să mai poate să se întâmple, nu o să mai fie, nu poate să meargă înainte așa, n-are cum, pentru că și eu vreau să aduc pe altcineva și eu vreau să fie altcineva în postul ăsta, că nu totdeauna pot să dau randament, nu totdeauna o să fiu eu perfect și da? Că sunt și eu om ca toți oamenii, ca toți ceilalți, vreau să găsesc să vină altcineva în locul meu, să vină să facă, să fie, pentru că suntem manager și când ești manager odată îți merge, odată nu îți merge, și după aceea, bineînțeles, pe plan administrativ, numărul unu, prioritatea numărul unu al Farul e una singură, să găsească acționari, pentru că e constituit, așa e construit aici, în formula aceasta, ca să-ți găsească, pentru ca să poată să devină mai bun decât e, ca să poată să se dezvolte. Dacă se va întâmpla lucrul ăsta, da, dacă nu, să nu fie surprize, să nu reducem lucrurile, pentru că lucrurile nu poate să meargă în fiecare an la fel, nu poate să meargă în fiecare an, că eu în fiecare an Farul lucrează cu deficit de buget. Nu știu dacă cine se pricepe și știe, cred că ia mesajul foarte clar. Lucrează cu deficit de buget care îl aprobă subsemnatul. Și după aia care își duce să muncească. Și fără salariu. Mi se pare cam mult, mi se pare că, ok, un an, 2, 3, 5, 7, 10 am făcut-o, dar mai mult de atât nu o să fac. Nu pot să merg la infinit, pentru că una e să ai 48, 45 de ani
Acum mă duc și eu spre o vârstă și ușor, ușor trebuie să las loc să vină și alții, pentru că nu e ușor să manageriezi presiunea rezultatelor, a obiectivelor, să produci și să faci. Dar meseria mea voi face. Dar dacă vreau să farul, trebuie să, să se întâmple asta. Dacă nu, vom vedea. Mi-ați spus încă de la Unire că există necesitatea ca mediul privat din oraș să se strângă și să țină sportul în general și farul special din echipa Fanion. Ne așteptam ca după câștigarea titlului să existe, na, dinspre zona portoară, măcar unde e ceva de afacere uriașă. Da, și eu nu stau, deci... Păi da, Hagi a vorbit public. Deci, na, singur, așa s-o zici, da, singur. Singur nu există singur. Nimeni nu e singur. Eu niciodată n-am fost singur. Da? Niciodată n-am fost singur. Eu am făcut sport de performanță. Eu am în spate, am jucat pentru suporteri, am jucat pentru lume. Și la Faro acum nu sunt singur. Am niște acționari care e. Dar văd că a venit unul de afară, din Brazilia, să creadă, iar în România nu se întâmplă la un club care, atenție, merge foarte, foarte bine. În ultimii 6 ani nu are, e cel mai bun, nu are, a făcut profit, n-a adus niciun ban. Eu n-am adus niciun ban de acasă. Trebuie să o știți și pe asta, în ultimii 6 ani n-am adus bani de acasă. Am adus, nu știu, n-am adus bani de acasă. Am dat o primă la echipă din când, ca să mi-a motivat și eu, că mai fac și eu de unele lucruri pentru echipă. Când faci. Deci nu, suntem un club foarte bine, care arată bine, dar atenție, lucrăm cu deficit de buget. Trebuie să producem jucători și să vindem jucători. Și văd că în ziar a vândut mai mult, a vândut puțin, am văzut și colegi de-ai mei care zic că, și Gabi, îmi pare rău că îl menționez, dar e prietenul meu, dar așa cum a zis el, că nu mă pricep la vândut, îmi pare rău, dar cred că mă pricep atât de când clubul n-a adus bani de acasă, mă pricep foarte bine la ce fac, când fac, cum fac, pentru că eu, în viața e făcută de situații, momente, unde trebuie să iei decizii. Eu iau deciziile foarte bune pentru club în momentul potrivit și ce trebuie să fac pentru club. Ca să plătesc salariile, atenție, să plătim salarii, nu să facem, să plătim salariile. Atunci e ușor să vorbim la televizor, e ușor să comentăm, nu îi contest absolut nimic pe nimeni, dar nu e așa cum a zis Mutu, că la Hagi e simplu. La Hagi e cel mai complicat. Postura în care sunt eu e cea mai complicată. Și administrativă și tehnică. Deci duc obiectivele cele mai grele, le duc, trebuie să le duc și trebuie să le îndeplinesc, nu să le duc. Și în ultimii 6 ani noi le-am făcut. Noi suntem plus, am ieșit campioni cu 7.000 de euro, cel mai mare salariu fix. Că puteam să dau și 12.000 și 15.000, că am văzut acum cum se dau 12.000, 15.000. Pe așa trebuia să-mi plătești 20 de jucători care au luat campionatul cu 15.000. Și unde ajungeam? De unde ai banii aia? Așa am rămas la aceeași nivel maxim, cu anumite bonusuri, pentru că jucătorul trebuie să fie motivat. Și trebuie să știu să-i dau anumite bonusuri din când în când, să le facă. Nu suntem un club bogat, trebuie să o știți cu toții, nu suntem un club bogat, nu suntem între cei mai bogați din România. Dacă o să fim într-o bună zi și o să vină, o să o aflați 100%. Și atunci, clar că, practic, pretențiile probabil vor crește. Dar în momentul de față, tot ce facem, eu zic că e fantastic, tot ce se întâmplă la Constanța în ultimii 2 ani, și e un lucru fantastic, cred eu, că tot ce se întâmplă. Mai ales că anul trecut am ieșit campioni, când am avut lotul cum l-am avut, unde în ultimul play-off juca un jucător titular, un străin titular și 10 români. Dintre care 5 aveau sub 20 de ani. Deci 5 jucători sub 20 de ani și am ieșit campioni care jucau cu 2006 Sali, cu 2005 Mazilu, cu 2005 Borza, cu Sârbu 2003, titular sau intrau, sau erau scoși, cu Grameni 2002, cu Luis Munteanu 2002, care erau cu un an în minus,
a ieșit campion. Și am văzut că la un moment dat erau criticați. Erau criticați jucători de 17 ani care au devenit campioni în România și care au avut randament. Și au făcut 5 zile pauză. 5 zile pauză au avut acești copii, au avut 5 zile pauză. Că a venit, așa jucăm noi, cupele europene, ce să facem. Și ei au fost la campionat, că sunt și la loturile naționale ale lor, când se duc și participă. Și trebuie să-i lăsăm și trebuie să-i dăm la loturile naționale. Și n-am avut și n-am știut cum să le dau liber. Le-am dat la ceilalți mai mari, care au o vârstă, dar nu le-am dat lor. Am zis că ei să vină și a trebuit să am grijă de ei, să cum îi bag, cât îi bag, pe Mazilu și pe Borza. Borza nu știu cum a rezistat, cred că e... Ați văzut ce randament i-a scăzut la început, ce bine era, și după aceea i-a scăzut randamentul. Pentru că ai nevoie de vacanță, corpul muncește, dar la un moment dat trebuie să-i dai odihnă. El n-a avut odihnă. 5 zile a avut, nimic mai mult. Iar la carte scrie minim 2 săptămâni. Să-i dai corpului să-i odihnească. Pentru că efortul e mare. Să nu credeți că fotbalul se joacă așa de ușor, să alergi, să te antrenezi și să credeți că e ușor să vii să joci la Farul, să vii să reziști la antrenamentele lui Farul, că e ușor. Nu e ușor, e greu. E greu, e viteza, ritmul și intensitatea jocului, încercăm să fim la nivel cât putem noi. Cât putem, încercăm să o facem. Și am ajuns la performanțele acestea, cu banii care i-am avut, care, și în condițiile acestea, nu știu cât o să putem să mergem înainte. Că nu o să pot să stau an de an să mă îndebitez, să mă semnez acea, să vină conducerea și o să le semnez debitul. Și după aceea să produc, sau să stau să produc, an de an să stau să produc. Vreau și eu, poate, cum v-am zis de multe ori, v-am zis, nu? Că îmi place și mie să mă duc să câștig. Să mă duc undeva mai sus. Că și eu vreau să fiu provocat, și eu vreau să am și atenție. Din ce în ce, timpul meu se micșorează. Se micșorează, anii trec. Asta nu o să pot să o fac la nesfârșit, de aceea vă zic că nu o să o fac la nesfârșit. Așa că am făcut și eu cât am putut, mult, mult puțin, nu știu. Vă las pe voi să comentați dacă am făcut mult puțin, dar cred că am făcut ce trebuia. Asta știu 100% că am făcut ce trebuia. Visul meu în care, sau dorința mea când m-am lăsat de fotbal, să fac cea mai frumoasă academie, unde am făcut un concept tehnic, carte, am scos carte, care sunt mândru de ea și tot ce am văzut, pentru că ne-a dus să fim campioni, am câștigat trofee câte am câștigat, am produs cei mai mulți jucători, cei mai mulți jucători, toate echipele în divizia A au jucători de la noi, toată divizia A și divizia B e plină cu jucători de la noi din Academie, deci am produs, dar Farul, când am făcut, Farul a așteptat 100 de ani, în 2 ani, am ieșit campioni, am făcut-o, ne-am unit și am ieșit campioni, am făcut cel mai bun lucru în România, unde toți ceilalți s-au dezbinat, unde Steaua s-a dezbinat, Craiova s-a dezbinat, Dinamo s-a dezbinat, toate brandurile alea mari ale României și vă întrebați de ce suntem jos. Păi dacă sunt câte 3-4 echipe, s-au dus, sunt rupte, totul s-a dus, nu mai există putere, că totul stă în putere, trebuie să fii puternic. Nu mai ai cum să fii puternic, când tu te separi, cine a făcut-o, nu știu, dar cine când te separi, devii mai debol, mai slab, devii slab. Nu mai ai putere. Și totul se măsoară egal putere. Deci tot ce faci trebuie să ajungi să fii puternic. Mental, fizic, trebuie să fii puternic. Și să ai jucători puternici. Dacă noi, ele s-au dus, brandurile cele mai mari ale României s-au terminat. S-au terminat. Steaua Roșie nu. Partizan nu. Au rămas acolo. Dar noi de ce am făcut-o? Cine a făcut-o? Care el trebuie să aibă buget de 50 de milioane, de 70 de milioane. La cei în România? 50 de milioane trebuie să aibă buget. Cluburile acestea mari, Dinamo, Steaua, ai Craiova, vine după. Astea două trebuie să aibă spiri la ce a făcut istoria. Pentru că istoria ne arată. Dacă te uiți în spate, îți vine să plângi. Nu, îți vine să plângi în față, în moment de față, dar ce ai făcut în spate, wow! Zici, băi, dar cum s-a putut atunci și acum nu? Pe cum? Iar noi la Farul, că vrem să ajungem. Da, dacă vrem să fim mari, și aici trebuie să vină. Cum am spus, oamenii, firmele importante din România, dați o lege cât mai simplă
Schimbați-o aia care e din 90, din 90 nu-i schimbată. Dar care e 0,0000, nu știu cât la sută din cifra de afaceri. Dați-o cu procent. 1, 2, 3%. Multinaționalele să investească în sport. Să intre în sport, în cultură, că e segment social. Vă rog frumos, faceți-o. M-ai provocat și acum trebuie să zic tot. Faceți-o, că dacă nu, nu mai ieșim. Și o să vedem, și o să ne vedem și stăm și să vedem, să ne punem întrebări și nu avem încredere în echipă, că totul se răsfrânge, că toate cluburile din România au echipele naționale. Toate. Dar nu putem să progresăm. N-avem cum. Pentru că orice ai face, tot ce e valoros și e bun, tot ce vrei să te dezvolți, ce trebuie să ai bani. Dacă nu, ca la arhitectură, construiești ceva, dar rămâi cu proiectul. Rămâi cu viziunea și atunci rămâne doar la vorbă. Și trebuie să avem lucrul ăsta ca să ne ducem mai sus. Și v-am dat exemplu. Dar văd că toată lumea îl ignoră sau vă faceți că nu-l vedeți, vă faceți că nu. Când v-am zis, de ce, pentru mine cea mai mare întrebare, de ce cluburile noastre, care se băteau cu cele mai bune cluburi din Europa, aveau un buget și s-au bătut cu ele în 90, a venit libertatea, democrația, am vrut-o și din 90 noi ne-am redus bugetul la nimic și s-au dus la un miliard. Asta e mea, aici e întrebarea mea, care trebuie să o găsim noi în România, că nu o pun pentru cei de afară. Că nu o să vină cei de afară să ne facă, să ne intereseze cei la noi. E pentru noi românii. De ce s-a întâmplat? Cine a făcut asta? Pentru că noi ne băteam cu ceilalți, generația noastră. S-a bătut. Noi am fost crescuți de România. Noi ținem în România. Noi o iubim România. De ce am ajuns așa? De ce am ajuns să ne cheme cei de afară să nu vorbesc cum vorbesc despre noi? De ce? Dacă tu nu investești la tine, nu vrei, nu să vină ei să ne facă nouă temele și tot ce trebuie să facem noi ca să devenim, să aspirăm la lucruri mari. De aceea am ajuns și la rugby. 80 la nu știu cât, săracii, cum e, copii, ei sunt copii la 25 de ani, cum se simt ei? Nu să-i facem să se simtă puternici, ei se simt la handbal. Nu putem? Dar de ce nu putem la handbal? Campioni mondiali. Chiar așa? Adică unde a dispărut toată această viziune care era? Mai ales că noi, când te uiți în spate, o vedem. Da, am fost la rugby, la handbal, la atletism, avem unde am ieșit, unde am scos. De ce nu se mai face? De ce nu se mai investește? Că așa s-a spus în România. Sportul nu e prioritar. Domnilor, cum nu e prioritar în România? Cum să nu fie prioritar? Vrem să ajungem în Europa? Da, sport. Și alelalte bagă bani în sport cu nemiluita. Ei ajung la nu știu ce și la noi nu. Implică multinaționalele implicate. Tot. Și atunci cum? Și la noi nu. Păi și atunci noi ce facem? Ce devenim? Ce suntem? După aia vrem performanță. Voi, media? Media? Vreți performanțe? Vreți să ne batem cu cei mai buni? Dar cum ne batem cu cei mai buni? Spuneți-mi cum? Cu 5.000 de euro? Cu 7.000 sau cu 10.000 de euro? Salariu? Haide, mă. Și după aia în Europa, când te duci, vine aia și pierdem și ne bat. Să nu uitați, apropo, iar nu vreau să mă dau nu știu ce, dar așa farul atât de primar în Europa după atâția ani, câte victorii am avut noi? 6. Câte eșecuri? 2. Și i-am criticat și am spus-o și la echipă, în momentele cheie am clacat. Că am avut 2 momente cheie, cu Șerif și cu Helsinki. Am clacat. Dar să nu uitați că singura echipă care a câștigat în Europa, a câștigat 6 meciuri și nu s-a scris nimic. Prima participare după nu știu câți ani, sub denumirea de Farul. Deci, practic, eram o noutate, un copil care învață să se ducă să vadă cu ce se absorbe în Europa. Pentru că nu eram, n-avem. Ce? Iară, cu aceeași lucru, revin. Cu 7.000, nu mai mult. Că de-aia l-am pierdut pe Joao Paulo. De-aia l-am pierdut. Că nu m-am dus mai mult. Că dacă îi dădeam lui 15.000 cât vrea sau 12.000, trebuia să-i dau lui Larie, ce spunea Larie? Ceilalți grameni ce spunea? Nu trebuia să-i dau și lui?
Și de unde să-mi scot eu banii? Dragilor, de unde? Că cât am avut, am băgat la academie, tot. Ce să fac? Atâta poate fac. Mai mult nu o să fac. Și dau un mesaj, pentru că lumea trebuie să știe, trebuie să fim să corecți, trebuie să fim, să spunem lucrurile care sunt. N-are rost. Restul, mai mult noi de atâta nu putem. Vreți mai mult? Se dorește mai mult? Eu îmi doresc. Atunci trebuie să vină, trebuie să se întâmple lucrurile astea, pentru că și farul e constituit pe așa natură. Și e și constituit, arată și bine. Deci n-are niciun euro datorie la Hagi. Toate aparțin lui farul. Toate aparțin lui farul. Hagi a investit în farul. Hagi a crezut în proiectul farul. Dar nu poate să fie doar el, pentru că el v-a zis, domnule, eu am crezut, am făcut lucrurile mai mult. Am deschis să vând acțiunile. Mai mult nu pot să zic. Dacă o veni cine vrea. Pe niște lucruri foarte simple. Tot ce ați auzit voi astea cu vânt. Toate sunt luate, tac din gură, mai bine nu, că mă duc în altă zonă. Deci din vânzarea de acțiuni, 25%, 75% trebuie să bagi bani în club. O zic și public ca să nu mai, că am văzut că toată lumea se ia. Toată lumea se ia după asta. După cifrele mele, după toate, care le-am făcut, toți. Pentru că e singurul club, de 6 ani căutăm asta. De 6 ani, sunt cifre. Sunt luate, date, pentru că le dai, n-ai ce să faci. Sunt date, luate și un club făcut foarte bine. Considar și din vânzarea oblig cei care vin să bage bani în club. 5 ani. Pentru că e obligați, nu mi dai mie. Eu nu vreau. Și vă duc să fiu corect și până la că. Păi nu vreau ca voi suporte sau să zice Hagi a vândut clubul și a plecat, a luat banii și a plecat. Banii care iau eu e 25% din cât am băgat. Minim, să nu spun că e 10% din cât am băgat în club. Că văd că toți se laudă câți bani au băgat. Eu cred că dacă vă fac o socoteală și cât valorează farul, tot ce are patrimoniu în momentul de față, că totul e patrimoniul lui farul. Și stadionul în care joacă. Știți cât costă metru să-l faci la stadion? 2000 de euro. Păi cât? Noi avem stadion care jucăm. Farul are stadion care joacă. E al lui, proprietate. Proprietate. Are bază sportivă care e proprietate. Are patrimoniu. E al lui farul, nu e al meu. Eu am doar acțiuni. Dacă le vând bine, dacă nu le vând. Dar eu v-am zis public că eu nu pot, eu nu sunt bogat. Eu nu sunt bogat. E banii care i-am câștigat, am făcut academie și aia și am dat numele meu academiei. Și acolo și academia își face bugetul care și-l face cu numele meu. Pentru că cred eu că firmele care au venit, au venit și eu am dat imaginea. Că trebuie să mă duc să mă fac. Deci sunt niște lucruri care le-am făcut și le-am făcut cu drag, cu inimă, pentru că farul de aici am plecat. Dacă vrem să devenim mai mult decât atâta, ok, dacă nu, o să trebuiască să vedem cu conducerea și până la vară să luăm niște măsuri. O să trebuiască, nu o să putem să ținem așa. Pentru că nu cred că prima măsură e să o zic chiar ca să o știți, și v-am dat subiecte destule când am vorbit de mult, prima măsură e că ar fi ca ori să stăm să vindem orice, dar ca să ținem jucătorii, trebuie să lucrăm fără deficit de buget. Deci trebuie să reducem, să ne ducem la 3 milioane, la 4 milioane. Cât produce clubul? Și atunci o să trebuie să se reduce, să ducem mai. Și cred eu că atunci o să e o greșeală mare și o să trebuiască să fac o analiză cu conducerea, v-am zis-o public. Că eu, vedeți, în afară de a face echipa și a juca, trebuie să mă gândesc la aceste lucruri care sunt administrative, care niciodată nu mi-au plăcut. Niciodată n-am vrut să ajung în lucrurile astea. Dar am ajuns. Le știu, le cunosc și încerc să le manageriez cât pot eu mai bine cu conducerea, pentru că noi chiar avem conducere. Avem conducere, foști jucători care au jucat și conducere, câți oameni avem? 100 și ceva, nu? 100 și ceva de oameni care lucrează la club. Nu sunt singur, cum s-a aruncat pe piață. Nu sunt singur. Sunt 100 și ceva de oameni. E o firmă, o societate care muncește zi de zi și face marketing, încearcă să facă lucrurile, care organizează meciurile în divizia care sunt acolo și sunt la noi în bază.
E, lucrurile astea par normale. De ce? De-aia am zis că la un moment dat totul e normal. Ar trebui să ne sculăm, să ne trezim și să facem ceva, pentru că altfel lucrurile... Și asta nu e că eu n-am nicio treabă, nici cu ce e cu primăriile sau cu Consiliul. Nu, nu, noi suntem privați. E legat de privat. Și acolo trebuie să rămânem în zona aia, pentru că așa văd eu, așa s-a întâmplat în 90. În 90 a fost privatul. A vrut să fim privați. Așa s-a zis. Atunci hai să fim. Iar consiliile județene și primăriile să facă infrastructură. Cum am spus-o, deci nu mă dezic de tot ce am zis. Toată infrastructura României să o facă. Consiliile județene și primăriile. Să investească în infrastructură socială. Infrastructura să fie făcută, să avem pe unde să mergem, să arate bine, să avem parcuri, să avem stadioane, să avem baze sportive noi. Unde sunt? Alea costă, dar nu sunt bani. Ba da, sunt bani, că ei sunt alocați. Ei sunt alocați, banii sunt alocați. Și ele trebuie făcute. Dacă nu se face, cum după aia aveți pretenții să mergem afară? Și după aia la ce am dorit în 90, să fim libertate și societate comercială. Păi aia înseamnă că trebuie să ai marketing, că trebuie să ai stadioane noi, trebuie să produci bani, trebuie să ai marketing să vinzi, trebuie să ai jucători valoroși, jucătorul valoros costă bani. Păi să semneze Hagi farul pe Hagi, cât costă? Păi și atunci? Și voi v-ați, am văzut o dată, că acum iară zic, dar ce să fac, din când de când mai am câte un monolog din ăsta, mai zic câte ceva. Cea mai bună handbalistă din lume, Messi al handbalului, v-ați mirat de ce câștigă 300 sau 250 de mii de euro. Domnilor, hai să ne trezim odată, vă rog frumos, ce atâta invidie și atâta răutate. Ea trebuia să câștige 1 milion pe an, 2 milioane pe an. 2 milioane, vă rog frumos, chiar așa ne ducem în jos, până unde? Messi al handbalului, cea mai bună sportivă din lume, să câștige. Oare cât câștiga dacă era în altă parte? E incredibil câtă invidie și câtă răutate. Când, de fapt, ea trebuie să câștige să fie cea mai bine plătită, să aibă 100 de mii de 5 sponsori, cei mai mari din România, cel mai... Trebuie să fie, dacă e Messi, cea mai bună din lume. Păi, scuză-mă, wow! Și noi am zis și eram invidioși, de ce câștigă ea 250 de mii? Madre mia! E incredibil! Și eu le văd pe astea și stau și le văd și zic, oare ce fac? Ce fac? Unde mă duc? Până unde? Până când? Îmi pun întrebări, că ca să găsesc răspunsuri trebuie să-mi pun întrebări. Și încep să văd. Fotbalul, ce face? Că nu mai mă bag la alte discipline, nu zic de ele. Zic de fotbal, care am vrut să fim 90, domnule. Societate comercială, facem marketing, bugete. Să înțelegem ce înseamnă bugetul. Ne face că nu înțelegem cum se construiește un buget, de unde trebuie să vină banii. Eu zic că o știe și sormea, cred că știe. Dacă mă duc să o întreb, și ea cred că știe. Cum să nu știm de unde vin banii? Cum se face un buget? De unde? Care sunt intrările? Care se... Dar după aia... De unde vin? Care sunt? De ce cluburile la noi nu se cumpără? De ce nu intră oamenii cu bani? Care au bani? Care cheltuie pe mașini 500 de mii? 1 milion? Și 3... Nu? Cred că cheltuie pe an nu știu cât. De ce nu vin la... De ce nu vin? A, nu e social. Sportul nu e social. Nu, indiferență. Și cine să face? Cum o facem? Dar după aia venim și media ne criticați și ne faceți jucătorii, antrenorii. Cine e ăla? Ce joacă? Ce e? De unde e? Cum face? Păi săracul de unde? Dacă el nu trebuie să-i ofere o garanție, nu trebuie să fac o continuitate, nu trebuie să existe proiecte de dezvoltare. Nu se face de azi pe mâine nimic. Totul se face în timp. Cu tineri și cu talent. Așa am scris. Și așa e. Sunt convins 100%. Pentru că am demonstrat. Nu sunt convins, am demonstrat. Vorbesc faptele. În timp, cu tineri, cu talent, am scos. Până la un nivel. Atât. Mai mult nu pot să fac. V-am zis-o. Mai mult, dar n-am cum să fac.
că dacă aș fi avut bani să-l țin, să am buget de 20 de milioane, de 15 milioane, de 25 de milioane, ok, hai să o facem, să vă fac și asta. Dați-mi și o facem și devenim cei mai buni în Europa sau în lume. Devenim cei mai buni în Europa și în lume. Dar trebuie să ai bani. Trebuie să bagi bani, trebuie să ne ducem la nivelul ăla. Nu să stăm Polonia, Ungaria, Grecia, Turcia. Cine-s vecinii noștri? Serbia. Păi am înțeles că au 30 de milioane. Am înțeles că plătesc 800 de mii, un milion salariu net. Serbia. Scuzați-mă, păi și la noi de ce, nu? Păi până nu ducem la cifrele acestea, n-avem cum să stăm de vorbă, până că asta înseamnă buget. Să ai bani, să cumperi jucători, să le iei pe jucători. Nu mai vorbesc de bani de transferuri. Ca să ai bani de transferuri, să transferi jucători, să plătești pe jucători. Nu ajungem acolo? Un singur lucru ne așteaptă. Chiar dacă ne-am calificat. Groapa. Groapa. Pe mine, eu oricum mă duc încolo. N-am cum. Dar săracii copii ăștia, dacă vrem să creștem o generație, vrem să avem altceva, trebuie să schimbăm lucrurile. Din temelie. Adică, academia, ce facem cu academiile, cum investim în lucrul ăsta, infrastructura și academiile și după aia echipa mare fondată, făcută pe ce înseamnă toată lumea. Cum s-a creat în toată lumea. Singur lucru pozitiv care există în momentul de față, de care mai ne ține cât de cât pe picioare sau mai dau niște semnale, e că se construiesc aceste stadioane. Cât de cât că s-au construit, dar trebuia toate cele 42 de județe. 42 de județe avem. 42 de județe trebuia renovat totul. Și baze sportive. Așa de greu, o numărătoare. Te duci, faci numerele, le pui și trebuie să o faci în următorii 5 ani, 10 ani. Simplu. Trebuie făcute. Nu mai putem sta. Altfel nu putem să producem. Nu mai avem de unde să producem. Din ce în ce și ne dați pe la televizor ce fac ăia, ce fac ăia pe afară. Păi pe ea noi îi băteam. Pe ea noi ne concuram de la egal la egal cu ei. Ce s-a întâmplat în 30 de ani de am ajuns aici? Aici e întrebarea mea. Am răspunsurile, am spus în monologul acesta cam multe, dar lucruri care s-au întâmplat, iar grave pentru România. Pentru România, pentru că brand-uri România. România ține cu România. Dacă nu ține cu România, atunci, scuzați-mă, nu poți să faci 3 Dinamo, Steaua, 3 Craiova sau nu știu care, nu se poate. Deci lucrurile nu pot, trebuie să rămână una. Nu s-au făcut 3 de Real Madrid, nu s-au făcut 3 de Barcelona, nu s-au făcut 3 de Bayern, nu s-au făcut 3 de Legia Varșovia, 3, nu de 3 de Partizan, de Steaua Roșie, care sunt vecini. Nu s-a făcut 3 de Galatasaray, nu s-a făcut nimic. Și să nu intrăm după aceea cum muncim. Că nu vorbim de cum muncim. Vorbim de branduri create care trebuie să le faci în timp. Nu putem noi, farul, suntem un suntem și vrem să facem ceva. Dar alaltă erau. Ele nu poți să le dobori. Nu poate. Cineva, nu știu de ce, dar cineva am doborât. Nu mai sunt. Și de ce nu mai sunt? Și atunci noi vrem să mergem să ne batem cu aia de afară. Păi aveau mentalitate. Că totul, cum le zic la echipă, Tot, ultimul punct al meu care e, la noi, Lufaru, a scrie, la altele am zis-o azi dimineață. La Faru, punctul 4 din formula mea de succes, e mentalitatea. Punctul 4, de ce e ultima? Și nu e prima. Pentru că trebuie să începem să avem mentalitatea. Asta se construiește de campion, mentalitate de învingător. E, cluburile mari la noi care... De aici a stat tot rău. Cluburile mari ale noastre, care aveau mentalitate de în sânge, au avut, au crescut, au dezvoltat-o, s-au împachetat. Nu mai există. Nu mai există. Păi și atunci am luat-o de la zero. Cum am venit și eu? Am luat-o de la zero. Păi e greu să mă duc chiar în sus. Că am luat-o de la zero, eu am venit, am luat-o de la zero, am făcut bază sportivă, am făcut aia, am luat de la zero. Și ne-am dus ușor. Dar ăsta e un drum care trebuie să-l parcurgi. E un drum. Dar eu eram într-o zonă în care nu exista o mentalitate de campion. Se făceau sportivi, erau cum toate cluburile din România, construiesc jucători.
Toți construim jucători. Dar nu era. Acum se dorește ceva, dar trebuie să ai bani. Dacă nu, și eu v-am zis-o, de aceea am ieșit și public, am spus, că n-am cum să mă feresc. Faru vrea să devină, Dobrogea, Constanța vrea să se devină între primele patru, să zică cu voce tare mâine, eu nu pot să zic. Nu permit să zic în momentul de față. Dacă vrea, trebuie să vină, să vină să cumpere, să vină cine are putere, bani și să investească, după aia să facă nou plan pe 5 ani, pe 10 ani, să vină să facă nou plan pe 5 ani, pe 10 ani, ce trebuie să facă ca să devină cei mai. Să investească. Să facă, altfel, altfel n-ai cum. Altfel mergem pe aceeași linie, putem să mergem în partea asta, putem să mergem în partea asta, nu știm. Nu știm, dar încercăm, de asta e o muncă grea care facem împreună cu conducerea. Și o muncă nu grea și care am făcut-o până acum foarte, foarte bună. Dar e o muncă grea. A făcut. Și cum e la noi, îți dați seama cum e la celelalte. Dacă la noi e așa, vă dați seama cum e la celelalte. Dar cum suntem? Dar ce e în divizia B? Dar ce e în partea ailaltă? Vă dați seama cum e? Și ce facem? Cam asta. O zi bună!